Cântarea aceasta spune astăzi, vin la tine Domnul meu și Domnul nostru vine la noi și astăzi cu cuvântul său. Știți că Scriptura zice cât se spune, cât se zice astăzi. Dacă auziți glasul Domnului, nu vă bătătoriți, nu vă blindați, nu vă împietriți inima. Hai să ne deschidem Scriptura și să ne deschidem și inima pentru a primi ceea ce Domnul are pentru noi în seara aceasta. Este dintr-un pasaj biblic vechi testamental din cartea Daniel, din capitolul 4, de la versetul 10 la versetul 15, vom citi un text mai puțin citit, mai puțin explorat, din Daniel, capitolul 4, de la versetul 10 la versetul 15, este relatat aici un fragment din vedeniile pe care le-a avut împăratul Nebucadnețar. Spune el așa, Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat, Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginea întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui. Păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui. Și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam că iată și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Acesta este un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu și poporul Domnului prezent aici spune Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Dragii mei, din pasajul acesta și din alte texte biblice, pentru seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă pentru noi un mesaj intitulat Binecuvântarea a ceea ce ne-a mai rămas. Binecuvântarea aceea ce ne-a mai rămas. Știți că nu de mult, am trecut și eu, pragul vârstei de 45 de ani, am împlinit vârsta aceasta ascuțită, de 45 de ani, și știți cum este? Știți ce a fost? Știți cât a fost? Dar nici unul dintre noi nu știm cât și ce a mai rămas. Dar ceea ce a mai rămas, dacă suntem gata să dăm Domnului, să încredințăm pe brațul lui Dumnezeu, Domnul poate să binecuvânteze. În cartea Apocalipsa, în capitolul 3, în versetul 2, în mod expres, Domnul Isus are un cuvânt pentru biserica din Sardes. Și spune așa, Veghează și întărește ce rămâne. Veghează și întărește, prețuiește ceea ce a mai rămas. Nu știm cât a mai rămas. Cât mai avem de consumat în materie de timp, cât ne-a mai rămas de cheltuit în materie de resurse de tot felul. Dar dragii mei, ceea ce a mai rămas. Domnul vrea și Domnul poate să binecuvânteze în viața fiecăruia dintre noi. Amin. Mai ales în vremurile astea în care toată omenirea contabilizează pierderi. Contabilizează minusuri. Și oamenii pe toate fronturile, pe toate flancurile caută să vadă cu ce au mai rămas. Că e vorba de economie, că e vorba de relațiile interumane, spunea cineva o vin Doamne, să vezi ce a mai rămas din om, din omenie, nu doar din omenire în general, din omenie. Că este vorba chiar de viața bisericii. Este o perioadă în care pe toate flancurile și pe toate fronturile se contabilizează minusuri și pierderi. Uitați-vă în Ucraina, părțile combatante, părțile beligerante, în fiecare zi își evaluează pierderile, reevaluează mereu resursele pe care le mai au la dispoziție ca să lupte. În economia mondială, în ultima perioadă, mergem din criză în criză. Prețurile au crescut vertiginos, venitul real s-a micșorat semnificativ. Și mereu ne uităm, mereu contabilizăm, facem calcule, să vedem diferența dintre venituri și cheltuieli, din cât am avut și cu cât am rămas, cu cât am rămas. În biserici, diavolul mușcă cu voluptate, rupe, dezbină. Uneori se folosește de circumstanțe din afară, alteori de probleme lăuntrice și cel puțin în emisfera vestică, în Europa Occidentală, în Statele Unite, în Canada, biserica în general este pe minus. Păstorii, comitetele, frații se uită să vadă tot mai puțin vin. Câți am fost, câți am rămas. În viață, dragii mei, anii se duc și nu se mai întorc. De aceea Apostolul Pavel spune la un moment dat, scriindu-le celor din Efes, răscumpărați vremea, Știți ce înseamnă să răscumperi? Să cumperi înapoi. Timpul pe care îl pierzi, îl irosești în lucruri, activități care n-au nicio relevanță, n-au nicio importanță reală. Pentru că anii se duc, știm ce, știm cât a fost, dar nu știm cât și ce ne-a mai rămas. Așa că ceea ce Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru seara aceasta, este să vă injectez o doză suplimentară de curaj, de îndrăzneală, de speranță, vis-a-vis -vis de ceea ce ne-a mai rămas. Nu de ceea ce a fost, nu de ceea ce ai avut și ai pierdut și nu mai ai. Nu vis-a-vis -vis de ceea ce au alții, că noi tot mereu ne uităm la ce au alții, mai dacă am avea și noi ca ei. Nu, vis-a-vis -vis de ceea ce ne-a rămas să înțelegem cât de mare poate fi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a mai rămas. Textul biblic pe care l-am citit, un pasaj mai abstract, din capitolul 4 al cărții lui Daniel, ne prezintă un crâmpei, un fragment din viața marelui împărat al Babilonului, Nebucadnețar. Mai precis este relatat aici o parte din vedeniile de care Dumnezeu i-a făcut parte împăratului Nebucadnețar. În mod direct, Dumnezeu i-a vorbit acestui împărat păgân. Știți că Scriptura spune că inima împăratului este în mâna Domnului. Poate că unora vi se pare că atunci când suntem chemați să ne rugăm pentru conducătorii noștri, pentru conducătorii politici, de obște, pentru cei care sunt conducători în sfera publică, de fapt nu prea ne rugăm. Deși Scriptura spune prin penelul Apostolului Pavel, îi scrie lui Timotei, care era un tânăr păstor, și îl învață cum să-i învețe pe frață să se roage, zice, mai întâi de toate să faceți rugăciuni pentru dregători. Noi nu prea ne rugăm în biserică pentru dregători și probabil când o facem, ni se pare că e mai mult o rutină. Că o facem ca așa, trebuie să facem. Dragii mei, Dumnezeu are acces acolo unde noi nu avem acces. S-a o audiență la Casa Albă să treci tu de forțele de securitate, să-ți se dea acces liber acolo mai greu. Dar Dumnezeu poate pătrunde acolo unde noi nu putem pătrunde. Dumnezeu are acces în conștiința oamenilor. Inima Împăratului este în mâna Domnului. Și pasajul acesta prezintă un fragment dintr-o vedenie prin care Dumnezeu l-a scuturat, l-a zgâlțit zdravă pe Împăratul nebucadnețar. Ce conține vedenia? Imaginea pitorească a unui copac gigantic, al cărui vârf se înalță până la cer. Ați văzut arborii aceea secoia din nordul Californiei. Un copac ale cărui ramuri, ale cărui ramuri sunt așa de bogate, atât de mari, încât îmbrățișează, cuprind tot pământul, încât copacul acesta poate fi văzut din orice colț al pământului. Sigur, imaginea aceasta este simbolică, este semnificativă, este un simbol al succesului, al reușitei, de care Dumnezeu i-a făcut parte acestui om, împăratului Babilonului, Nebucadnețar. Să știți că omul acesta nu a fost și cine. A fost cel mai puternic bărbat al epocii lui. Literalmente a fost un geniu. Un geniu organizatoric, strategic, militar, a fost comandantul care pe câmpul de bătălie a îngenuncheat puterea militară a Asiriei. Asiria. Știm din scriptură, cunoaștem din istorie. A fost puterea care timp de o jumătate de mileniu dominase viața din Orientul Apropiat și Mijlociu. Politica statală din zona aceea. Nebucarnețar este comandantul care a zdrobit Egiptul, nu s-a oprit la Asiria. A cucerit Ierusalimul și acum același Dumnezeu despre care foarte interesant. Primul capitol din cartea lui Daniel începe așa, spunându-ne că Dumnezeu a dat în mâinile lui Nebucadnețar împăratul Babilonului pe împăratul lui Iuda. Același Dumnezeu care îi dăduse lui Nebucadnețar, îi făcuse parte de atâta succes, este Dumnezeul care vine și spune, tăiați copacul acesta. Rupeți ramurile, și să știți că lucrurile s-au întâmplat a Evia în viața lui Nebucadnețar, pentru că succesul îi se camorcase la căpățână. Se îngânfase groaznic din cauza reușitei. Și știți că mândria merge înaintea căderii. E scris în cartea lui Daniel și se pare că există și alte surse, nu foarte multe, că omul acesta când a fost în culmea succesului și-a pierdut pentru o perioadă mințile. A început să se poarte, și să nu râdeți, a început să se poarte literalmente ca un bou. Să mănânce iarbă de pe câmp. Deci, literalmente, au trebuit să-l izoleze. Au trebuit să-l izoleze pentru o vreme și se purta în felul acesta, ca un animal. A început să mănânce iarbă de pe câmp. Dumnezeu însuși vine și spune, tăiați copacul acesta și rupeți ramurile. Însă mai zice ceva. Nu se oprește aici. Zice, dar trunchiul cu rădăcina lui, lăsați-l în pământ. Lăsați-l în pământ. Dumnezeu îi spune lui Nebucadnețar, nu te voi lăsa fără nimic. O să-ți mai rămână ceva. În viitor va veni o vreme când Dumnezeu îi va restaura mintea, îl va reabilita pe Nebucadnețar și va binecuvânta ceea ce a rămas. Ceea ce a rămas din anii lui. Și noi astăzi încercăm să învățăm câte ceva despre binecuvântarea aceea ce ne a ceea ce ne-a mai rămas. Poate că a fost o vreme în care și noi ne-am bucurat de mai mult succes. Nu știu în ce-ți contabilizezi tu succesul. Poate în trecere la oameni, poate că a fost o vreme în care pe toate fronturile lucrurile îți mergeau mai bine. Și apoi a venit o zi în care poate că și la tine Dumnezeu a zis hai să mai altoim un pic copacul. Să nu-l tăiem neapărat. Dar, de regulă, când Dumnezeu ne ia ceva, sau când Dumnezeu îngăduie răului să ne deposedeze de ceva, în întotdeauna Dumnezeu mai lasă ceva. Și dacă suntem atenți, și dacă suntem veghetori, El folosește ceea ce a rămas. Nu ceea ce am avut. Ceea ce a rămas Dumnezeu folosește ca să ne binecuvânteze. Dumnezeul nostru, să știți că este Dumnezeul a tot ce avem. A tot ce avem. Știți ce spune la un moment dat Apostolul Pavel și nouă? Afirmația asta ni se pare un pic exagerată. Pavel zice, ce avem și să nu fi primit. Stai puțin, Doamne, că eu muncesc, eu mă strofoc, eu îmi pun capul la contribuție mai mult decât alții. Dar dacă n-ai avea așa un cap? Dar dacă nu ți-ar fi dat Dumnezeu înțelepciune? Da dacă nu te-ar fi binecuvântat cu sănătate... Da, dacă nu ți-ar fi scos oameni potriviți la locul potrivit, da, dacă nu ți-ar fi închis și ți-ar fi deschis uși în providența Lui atunci când trebuia, ce avem și să nu fi primit de la El? Sigur, nu în sensul expresiei românești, că românul în uh, marea lui inteligență are o vorbă, cade, pară mălăiață în gura lui Nu în sensul ăsta că stai și primești și cade totul. Nu, Dumnezeu ne binecuvântează munca, ingeniozitatea, hărnicia, dar El este sursa ultima a binecuvântării. Este Dumnezeu la tot ce avem. Dar cât să avem curajul să spunem că El este și Domn a tot ceea ce nu mai avem? Știți, noi citim istoria vieții lui Iov și imediat o să facem o trimitere la ea. Dar nu-i ușor când îți vine ție rândul să spui cum a spus Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu e Domn a ceea ce avem, a ceea ce nu mai avem și Dumnezeu este Domn și a ceea ce a mai rămas. Și ceea ce a rămas în viața ta, dacă ești gata să-i încredințezi Lui, Domnul vrea și Domnul poate să binecuvânteze. Cei care studiați Scriptura cred că sunteți familiarizați cu cuvântul rămășiță. Remnant, left over. Rămășiță, Spunea Dumnezeu în vechime, poporul va fi dus în Babilon, dar o rămășiță. O rămășiță se va întoarce de acolo, întotdeauna Dumnezeu mai păstrează ceva, mai lasă ceva, o rămășiță credincioasă și Dumnezeu te va binecuvânta prin ceea ce a rămas. Asta a spus Dumnezeu și lui Nebucadnețar. Copacul va fi tăiat, ramurile vor fi rupte, dar trunchiul și rădăcinile lasă-le. Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul a ceea ce rămâne. Am primit de la cineva o maximă foarte frumoasă. Spune așa, uneori Dumnezeu trebuie să ne distrugă planurile înainte ca planurile să ne distrugă pe noi. Uneori Dumnezeu trebuie să ne distrugă chiar și planurile noastre, ce am făurit noi cu căpățâna noastră, cu mintea noastră, înainte ca planurile să ne distrugă pe noi. Chiar și atunci când pierzi ceva, pot să fi încredințat, poți să fii pe deplin convins că Dumnezeu e prezent, că Dumnezeu e conștient, că Dumnezeu știe ce face și îngăduie, că Dumnezeu îți mai lasă ceva. Nimănui nu-i plac pierderile, pierderile sunt neplăcute, pierderile pot fi chiar dureroase. Dar ascultați, speranța, puterea, viitorul, binecuvântarea, în cazul nostru, ca oameni, ca familii, ca adunare, nu stă în ceea ce am avut și am pierdut. Nu stă în ceea ce au alții și noi ne uitam așa cu ochii mari la ei, ci stă în ceea ce Dumnezeu ne-a mai lămas. Când viața sau moartea smulg ceva de la tine sau chiar pe cineva, e dureros, e neplăcut. Dar Dumnezeu vrea și Dumnezeu poate să binecuvânteze ceea ce ne-a mai rămas. Știți, noi tindem să ne trăim viața la două extreme. Să fim nostalgici în ceea ce privește trecutul și, la extrema cealaltă, negativiști în ceea ce privește viitorul. Nostalgici în ceea ce privește trecutul. O, ai cum era altă dată. Cum eram și nu mai suntem, ce am avut și nu mai avem. Știți ce spune Solomon în Eclesiastul 7 cu 10? Nu spune cum se face că zilele dinainte erau mai bune decât acestea. Căci nu din înțelepciune, Întrebi, așa. Cealaltă extremă este negativismul în ceea ce privește viitorul. Exact așa cum evrei i-au spus lui Moise în pustie: Ne-ai dus aici ca să murim, ca să pierim, să crăpăm de sete și de foame în pustiul acesta, ne-ai ucis viitorul. E ceea ce am auzit de atâtea ori în jurul meu. Ceea ce am văzut, nostalgie în privința trecutului, negativism în ceea ce privește viitorul nu mai avem niciun viitor, zic unii. Ai avut vreodată? Numai dacă l-ai pe Domnul, ai un viitor și o nădejde, dar nu l-ai tu, l-are El. Pentru că viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Și ceea ce ne-a mai rămas, dacă suntem gata să încredințăm Lui, Dumnezeu vrea și Dumnezeu poate să binecuvânteze. Vreau să vă, vreau să vă dau câteva exemple biblice. Ca să înțelegem așa, la concretețe, în mod biblic și practic, ce înseamnă binecuvântarea a ceea ce ne-a mai rămas. Mai întâi, ne uităm la ceea ce a rămas în urma potopului. A fost o mare pierdere și o mare pagubă atunci, ce ziceți? Când a venit potopul și zice Scriptura că i-a luat pe toți, aproape pe toți, 99,99% ,99 din generația lui Noe a pierit în potop. Dumnezeu a avut foarte multă răbdare cu ei, până când rezervele lui de îndurare s-au epuizat. Și tot ce a mai rămas a fost mânia lui dezlănțuită, îndreptată împotriva păcatului lor. De multe ori când ne gândim la ceea ce s-a întâmplat la potop, la ceea ce a trăit generația lui Noe, ne spune mai, dar ce mânios a fost Dumnezeu cu ei, ce brusc, ce abrupt, ce dintr-o dată i-a pedepsit, ce repede a rămas Dumnezeu în pană de resurse, de har, de bunătate și de îndurare. Știți că nu este deloc așa și știți de unde cunoaștem locul acesta. Din Biblie, când Enoch a devenit tată, mi se spune că Enoch a început să umble cu Dumnezeu de la vârsta de 65 de ani. Se întâmplă ceva cu noi, bărbații, soții, când devenim tați. Începe să ni se mai urce mintea la cap, să ne mai maturizăm, nu? Și zice că atunci Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Când Enoch a devenit părinte, i s-a născut un copil și numele acestui copil a avut o valență profetică. Metusala. Metusala înseamnă când el va muri, atunci va veni. Potopul, când calculezi cronologiile biblice, vezi că atunci când a murit Metusala, a venit potopul. Și ce relevanță are asta la ceea ce spuneam aici? Care a fost omul care a trăit cel mai lung pe pământ, cel mai longeviv? Metusala. 969 de ani este o viață ilustrativă a ceea ce înseamnă îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Nu vrea ca unul ca vreunul să piară. Dar atenție, nu cumva să cădeți în capcana de a crede că îndelunga lui răbdare este infinita lui răbdare. Pentru că, la un moment dat, resursele lui de răbdare se vor epuiza. Se pot epuiza individual în raport cu noi, se vor epuiza plenar, global, în pentru pământul acesta, pentru oamenii aceștia. Dar, când a venit potopul, o generație întreagă o generație întreagă, o lume întreagă a fost îngropată, a fost acoperită de ape, dar a mai rămas ceva. Știți câte suflete au rămas în urma potopului? Opt! Opt sufletele! Și ce a binecuvântat Dumnezeu? Dumnezeu a binecuvântat ceea ce a rămas. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Noe și Dumnezeu ia binecuvântat pe urmașii lui. Dragilor, Domnul vrea ca să binecuvânteze. Mai cântăm noi câteodată cântarea asta. Pe toți oamenii ca să-i lumineze. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Hoțul este, în cazul acesta, satana. Să nu ne lăsăm duși de nas, să nu ne lăsăm păcăliți. Ăsta este scopul lui, să fure, să nimicească, să ne lase cu capul gol, cu sufletul gol, cu mâinile goale, să ne prăpădească cu totul. Și atunci când diavolul reușește să găsească o fisură undeva în inima unui om, de obicei găsește fisura în relațiile dintre noi. Pentru că, atenție, e foarte important, și în contextul familiei, și în contextul bisericii, cum ne ținem relațiile. Chipul lui Dumnezeu se manifestă în relațiile dintre noi. Prezența lui Hristos se manifestă în relațiile dintre noi. Domnul Iisus spune că când doi sau trei se strâng în numele Lui, eu voi fi în, în mijlocul, în... în relațiile dintre ei. Când diavolul reușește să facă o breșă și un pic să se înfigă acolo, urmează prăpădul, pentru că el asta vrea, să ne lase cu mâinile goale. Uită-te la ceea ce ți-a rămas. Despre Dumnezeu, Domnul Iisus spune, nu va frânge o treste ruptă și nu va stinge niciun fitil care abia mai fumegă. așa este Dumnezeu. El este Dumnezeul care binecuvântează și ceea ce mai rămâne. În al doilea rând, un al doilea exemplu biblic, ce a mai rămas în urma pierderilor care au calamitat viața lui Iov? Ați mai auzit de vreun om care să piardă atât de mult, care să sufere atât de groasnic, atât de intens? așa cum a suferit și a pierdut Iov. Istoria vieții lui Iov ne ajută să înțelegem foarte mult mecanismul de gândire și de acțiunea lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu care binecuvintează ceea ce mai rămâne. În cazul vieții lui Iov, Dumnezeu s-a lăudat la scenă deschisă, în fața întregului univers cu Iov. Le-a spus tuturor, de față era prezent și celălalt, necuratul, satana. Ați văzut pe robul meu Iov? Nu este ca el nimeni așa de neprihănit pe fața pământului. Și știți caracteristicile diavolului. Diavolul este invidios. Moare de ciudă. Moare de ciudă diavolul. Imediat n-a mai putut. Și este și necredincios. Nu vrea să creadă că cineva poate să-L iubească pe Dumnezeu fără interes. Zice, stai puțin, eu vă stă, da? Zice, da, degeaba te slujește el? Ia, hai să -i investigăm un pic. Nu este un pic de interes în tot ceea ce, ce se întâmplă acolo? Zice, ia, lasă-l fără nimic. Te, degeaba te iubește el pe tine, degeaba spui, deci, și fii atent cât are. Era cel mai bogat dintre toți fiii răsăritului. Avea o familie extraordinar de frumoasă. Zice, ea scoate din ecuația vieții lui Iov toate lucrurile astea. Lasă-l fără nimic. Și atunci îl mai vedem pe fratele Iov. Dacă te mai iubește, și dacă îți mai slujește. Și, știți, Dumnezeu a îngăduit ca rând pe rând Iov să sufere niște pierderi îngrozitoare. Știți, el a făcut un zid de protecție în jurul lui Iov, a făcut un zid de protecție în jurul copiilor și a vedelor lui, dar prima dată zidul acesta l-a ridicat Dumnezeu și a îngăduit ca răul să-și facă lucrarea. Apropo, Aducerea copiilor la binecuvântare este o lucrare deosebită. Nu e doar o formalitate, rugăciunea pe care o facem pentru cei mici. Noi îi punem sub o protecție. Dumnezeu ridică un zid de apărare spirituală. Să fii parte dintr-o biserică. Noi nu realizăm de multe ori cât este de important în războiul acesta spiritual ca Dumnezeu să construiască în jurul nostru, să ridice în jurul copiilor noștri zidurile rugăciunilor pe care voi, mamele și tații, le faceți. Spune că Iov aducea jerfe pentru copiii lui și în mod preventiv. Nu să fi făcut ceva, da, dacă cumva vor face. Da, dacă cumva vor face. Dar Dumnezeu ridică zidul ăsta de protecție în jurul averilor și copiilor lui Iov și într-o singură zi, într-o singură zi, să știți că, păstor, am stat de multe ori lângă oameni care au pierdut imens, mult, și una să pierzi ceva, să pierzi lucruri materiale și aia e greu de îndurat, că la nimeni nu-i place tabla scăderii. Dar să pierzi pe cineva. N-am auzit însă pe cineva care într-o zi să fi pierdut cât a pierdut Iov. Adică, într-o zi să-ți pierzi toate averile. Într-o zi. Și într-o zi să-ți moară toți copiii. Zece. Să ai dintr-o dată zece mormântări în, în familie. Dar. În toate acestea, Iov a rămas lângă Dumnezeu. Și diavolul nu se oprește. Vă spuneam și de dimineață, nu doar că e gelos și ciudos și necredincios, dar e ca un pitbull. Nu mai vrea să-ți dea drumul din colți. Și zice, ha, da, te slujește, dar e sănătos. Și mă uitam, citind versetele acestea, ce obraznic e diavolul. Îi spune el lui Dumnezeu. Omul dă totul pentru pielea lui, pentru sănătatea lui. Cu alte cuvinte, zice ea, ia, ia ridică și zidul ăsta imun. Știți că este și un sistem imunitar cu care Dumnezeu ne-a ne creat, ea ia, 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 lasă-l fără imunitate, ea lasă-l să-și piardă și sănătatea, să rămână și fără sănătate și, și a pierdut, Iov și a pierdut, a pierdut imens, și a pierdut copiii, averile, sănătatea, a pierdut respectul celor din jur. Pentru că știți, asta era groaznic. Adică, Iov suferea și toți cei din jur se întrebau, băi, cu ce o păcătuit asta? Că vezi un om să suferă atât de mult. Ce enormități de păcate a făcut de suferă în felul acesta. Uh, și totuși lui Iov i-a mai rămas ceva. Poate vă întrebați ce a mai rămas. Ce mai poate rămâne cuiva care pierde tot, pierde copii, pierde averi, pierde respectul, stima celorlalți. Știți ce a mai rămas? Încrederea în Dumnezeu. Credința. Poți să pierzi, pierzi averi și ranguri. Bogății cu vârf de spic. Până n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Eu încă avea încredere că Dumnezeu e drept. Și că într-o zi Dumnezeu îi va face dreptate. Și fărămitura aia de credință, boaba aia de muștar de credință, a binecuvântat-o Dumnezeu, a binecuvântat ceea ce a mai rămas spunea un comentator biblic, nici măcar cerul n-a putut distruge credința lui Iov în cer. Nici măcar cerul, știți? Că și noi trăim de multe ori senzația asta, să nu spui că tu n-ai fost niciodată supărat pe Dumnezeu. Că nu ai socotit că ceea ce se întâmplă în viața ta nu este corect. Dar vedeți, ăsta e omul credincios. Îmi place afirmația asta. Zice, nici măcar cerul nu poate ucide credința mea în cer. Momentele la când, când nu înțelegi de ce Dumnezeu face ceea ce face. Dumnezeu a binecuvântat ce a rămas, a binecuvântat credința lui Iov. Când citești ultimul capitol acestei cărți, vezi această realitate. Iov 42 cu 12. În cei din urmă ani ai să Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tăi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. No, pe vremea aia așa se măsura averea unui om, a unei persoane. Nu era în investiții în bancă sau, eu știu în ce, titluri de proprietate. Știți ce înseamnă cifrele astea pe care vi le-am citit? Că a primit de două ori mai mult decât avusese inițial. De două ori a primit mai mult. În toate a primit de două ori mai mult, cu excepția copiilor. Iov 42 cu 13, a avut șapte fii și trei fete, adică tot zece. Și știți de ce? Știți de ce în cazul copiilor Dumnezeu nu i-a dat de două ori mai mult? Pentru că ce a pierdut, parte materială a pierdut, dar copiii nu i-a pierdut. Pentru că copiii s-au mutat la cer, la Domnul. De asta noi de obicei la înmormântări ne încurajăm cu fraza asta de o realitate. Când pleacă cineva drag din casa noastră care-i mântuit, sigur că într-un fel îl pierzi. Nu-i mai cu tine fizic aici, dar nu-l pierzi în adevăratul sens al cuvântului. Că știi unde s-a dus. E tot în Domnul. Dar de cealaltă parte a veșniciei, Domnul binecuvântează ceea ce rămâne. Un al treilea exemplu biblic, deosebit, ce rămâne după ce focul mistuie? Ce rămâne după ce focul arde, consumă? Exodul 9 cu 8, Domnul a zis lui Moise și lui Aron, umpleți-vă mâinile cu cenușă din cuptor și Moise să o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Mai știți ce este cenușa? Cenușa este ceea ce rămâne după ce faci focul. După ce focul a mistuit, a ars combustibilul, este ceea ce rămâne din tine, din credința ta, după ce tu treci prin cuptor, prin focul încercărilor. Mai, mai rămâne ceva? Dumnezeu îi spune lui Moise, cenușa, ia-o și aruncă-o spre cer. Și știți ce s-a întâmplat? Au fost doi pumni de cenușă. Când s-au întors dinspre cer, spre pământ, dinspre Dumnezeu, spre noi, au fost suficienți să acopere toată țara Egiptului și să aducă o boală teribilă peste locuitorii Egiptului de atunci. Încă o dată, prin ceea ce a rămas, cenușă, Dumnezeu lucrează și aduce izbăvire pentru cei ce sunt ai Lui. Izbăvește prin ceea ce rămâne. Un al patrulea exemplu, un exemplu foarte frumos. Exemplul lui Gedeon din Cartea Judecătorii. Ce ne mai rămâne după ce numerele încep să se împuțineze? începi să te uiți în zur și zici, mai parcă suntem mai puțin tăi și tot mai puțin tăi. Un om obișnuit, Gedeon, un tip absolut normal, deși în vremea noastră să fie normal este o mare calitate, un om obișnuit prin care Dumnezeu a făcut lucrări neobișnuite. Țara era invadată de madianiți, toată lumea fugea în toate direcțiile, Domnul a venit în contextul acela la Gedeon, care știți ce făcea? Și el strângea recolta ca să fugă cât se poate de repede din calea madianiților. Și în momentul acela a venit îngerul Domnului, s-a dus la el și a spus, Domnul este cu tine, viteazule! Și Gedeon s-a uitat în jur să vadă dacă cu el vorbește Domnul. Pentru că el, numai viteaz, nu se simțea în momentul acela, vroia, vroia să fugă, s-a gândit, mă ironizează, Domnul îl cheamă pe Gedeon la luptă, ca să fac scurtă o istorie lungă. Gedeon cheamă la luptă poporul Israel, decretează mobilizare generală, se strânge armata, se adună 32 de de bărbați. Îi se pare o armată mare? Hmm, dacă, stai să te gândești, poate părea mare, dar dacă o compari cu armata madianiților, ăștia erau 350 de mii. Deci, de o parte 32 de mii, de cealaltă parte 350 de mii un balans total disproporționat în favoarea dușmanului. Dar știți ce s-a întâmplat pe drum? Plecând spre locul unde era tabora madianiților, spre câmpul de luptă, Domnului spune lui Gedeon. M-am întrebat cum or fi avut conversația asta. Domnul zice, măi Gedeone, sunt ca mulți. Cine, Doamne, dușmanii? Sunt mulți. Nu, nu, zice ai noștri, sunt cam prea mulți. 32 de mii în comparație cu 350 de mii sunt mulți? Da, da, zice, sunt ca mulți, ca să-i dau eu pe dușmani în mâinile voastre. Că știți cum e mintea omului? Dacă suntem noi mulți, zicem, e forța noastră, e puterea numelor, adunare mare, buget puternic. Ei suntem noi cei care am reușit. M-a impresionat mereu acel interviu pe care l-a dat fratele Billy Graham, cel mai de succes evanghelist pe care l-a cunoscut lumea în secolul al XX-lea, un om prin care s-au întors la Dumnezeu milioane de oameni. Și când l-a întrebat un reporter de la Christianity Today, de ce crede că Dumnezeu l-a ales pe el ca să fie cel mai mare evanghelist? Al secolului al XX-lea, Billy Graham, care era un om de o modestie extraordinară, a răspuns așa. Pentru că s-a uitat Dumnezeu pe toată suprafața Pământului și n-a văzut un altul mai modest, mai puțin pregătit din punct de vedere homiletic și predicatoricesc prin mine. Pentru că atunci când Dumnezeu va câștiga suflete, toată lumea să știe că nu este Billy Graham, ci este Dumnezeu care lucrează prin Billy Graham. Și așa a făcut Dumnezeu cu Gedeon. I-a zis, ia pune-i pe toți ai tăi la niște teste. A fost testul fricii, primul test la care e frică să plece acasă. Au rămas din 32 32.000, 10.000. Și au plecat mai departe și Domnul iarăi zice lui Gedeon, Gedeoane, sunt mulți. Cine, Doamne, dușmanii? Nu, ai noștri, încă sunt mulți. 10.000! Păi dacă 10.000 o să se laude. O să se laude. Nici măcar nu erau români, dar o să se laude. Și le mai dă un test. Testul vigilenței. Zice, dui la un râu, pune să bea apă. Și poia care se pleacă acolo, Biau lipă, apă ca și câinii, nu le pasă de dușman, numai de ei, de setea lor, trimite acasă. Aia care beau din călușul pălmii și se uită în față la dușman, îs veghetori, îs focalizați pe misiune, păi ai ținei, că sunt oameni de nădejde. Știți câți au rămas? 300! Parcă cifra asta e predestinată, ca în bătălia de la Termopile. 300 de spartani împotriva un milion de persani. 300! Dar prin cei care au rămas, Domnul a dat o biruință extraordinară. Prin cei care rămân, auziți-mă aici, prin cei care rămân, Domnul lucrează și Domnul binecuvântează. Mai sunt și alte exemple în scriptură, dar vreau să vă mai dau unul singur: binecuvântarea a, a ceea ce a mai rămas, este, este, o situație, un episod în cartea Ezechiel, în capitolul 37. Acolo avem un, un pasaj foarte neobișnuit. Să citiți acasă tot paragraful ăsta din Ezechiel 37. Ezechiel are o vedenie, este chemat de Dumnezeu să predice în fața unei audiențe foarte ciudate. De multe ori, noi ca predicatori, ne mai plângem de de ascultători. Am auzit mulți predicatori să nu zic m-am auzit pe mine. Că nu reacționează, că nu spun amin, că nu cântă așa cum trebuie să cânte, că... Da, după ce am văzut la ce audiență a predicat Ezechiel, mi-am dat seama că nu am dreptul să mai mă plâng niciodată. Pentru că știți la ce audiență l-a trimis Dumnezeu pe Ezechiel să predice? Era o vale cu oase uscate. În auditoriu erau sute de mii de schelete umane. Niște rămășițe. Ce mai rămăsese? O doamne, vin o doamne să vezi ce a mai rămas din omenire, din oameni. Sute și sute de mii de schelete. Sigur, era o imagine simbolică, dar foarte realistă, a stării spirituale a poporului Dumnezeu de atunci. Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, vino și uită-te la ei. Ezechiel 37 cu 3. El mi-a zis, Domnul, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, numai Tu știi lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Ezechiel zice așa, Doamne, eu habar am Eu habar n-am. Deși Ezechiel, alături de Daniel și de Eremia, erau în vremea aceea cei mai calificați oamenii lui Dumnezeu să răspundă la asemenea întrebări. Dacă nici ei nu mai rămăseseră capabile să răspundă la asemenea întrebări, atunci cine? Dar vedeți, chiar și Ezechiel ajunsese într-un punct al vieții sale încât, în care mai avea atât de puține resurse spirituale, atât de puține resurse de credință mai rămăseseră în inima lui, încât zice, Doamne, eu habar n-am, Doamne, numai tu știi. Și atunci m-am întrebat, ce-ți mai rămâne? Că asta e întrebarea, binecuvântarea ce are mai rămas. Ce ți mai rămâne să faci în familie, în biserică? Că nu mai știi ce să faci. Nu mai știi pur și simplu ce să faci. Ce îți mai rămâne să faci? Știi ce? Dumnezeu în Cuvântul lui ne poruncește să continuăm să facem ceea ce știm să facem. Ceea ce ne-a echipat și așteaptă de la noi să facem. Ceea ce ai făcut și până acum. Asta așteaptă Dumnezeu să faci. Ezechiel 37 cu 7. Auziți. Ezechiel zice, am, am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele, imaginea asta e teribilă, și oasele au început să se apropie unele de altele. Am continuat să fac ceea ce știam să fac. Dacă e proroc, lasă-l să continue să prorocească. Dacă e cântăreț, lasă-l să continue să facă ceea ce știe să facă, să cânte. Dacă e păstor, lasă-l să păstorească. Dacă e ușier, lasă-l să deschidă ușa, să facă ceea ce. Fiecare să continuăm să facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a echipat să o facem. Ezechiel nu mai avea pasiune, nu mai avea viziune, nu mai știa ce urmează, dar el continuă să facă ceea ce știa să facă, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că momente de astea vin și în viața noastră. Dacă nu le-ai avut până acum, o să le ai de acum înainte, când nu mai știi ce să faci. Te uiți în jur, la starea celor de lângă tine, te uiți la propria ta stare spirituală și nu mai știi ce să faci. De multe ori mărturisesc, nu mai știu ce să fac. Trebuie să continui să faci ceea ce Domnul te-a chemat să faci. Ceea ce Domnul în cuvântul Lui ți-a poruncit să faci. Și s-ar putea ca, știi, având că asta e credincioșia. Știți că asta e credincioșia. Credincioșia. Continui să faci. Și continui să faci, s-ar putea pe moment să nu simți nimic extraordinar. Să nu vezi îngeri zburând. În jurul tău S-ar putea pe moment Să-ți se pare că e doar o rutină Că nimic nu se întâmplă Dar și într-o asemenea vreme Ne mai rămâne cuvântul lui Dumnezeu Și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu Și să știți că nici eu Nici un alt frate păstor Nici un alt predicator Nimeni nu poate să dea viață nimănui Noi nu putem să dăm viață unei audiențe Doar de, de unde Sigur că sunt unii mai energici, mai antrenanți, mai entuziasmanți, dar viață numai Duhului Dumnezeu poate să dea. Viață doar Domnul Iisus Hristos poate să dea. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul, nu are viață. Chiar și într-o vreme ca aceasta. Când hai să fim onești și sinceri, vedem câtă apatie, câtă amorțială, câtă lipsă de chef Pune tot mai mult stăpânire pe biserici, chiar pe adunarea noastră. Tu nu te descuraja. Tu continuă să faci ceea ce Domnul te-a chemat pe tine să faci. Că într-o bună zi fiecare ne vom înfățișa înaintea lui și vom da socoteală pentru noi înșine. Ezechiel 37 cu 10: Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei. Și-a înviat și au stătut pe picioare. Erau oaste foarte mare, foarte mare la număr. Asta e binecuvântarea a ceea ce ne-a mai rămas. În loc să ne plângem mereu, că putem să ne plângem și să nu mai terminăm. De ceea ce am fost și nu mai suntem, de ceea ce am avut și nu mai avem, de ceea ce am pierdut și nu mai avem, în loc de lamentații și critici, Dumnezeu așteaptă altceva de la noi, așteaptă să ne trăim viața ca oameni care înțelegem că Dumnezeu poate să binecuvânteze ceea ce a rămas. Mai crede cineva acest cuvânt? Mai e cineva aici? Ți-a mai rămas o fărâmă de credință în inimă? Un strop de speranță? O picătură de dragoste? Ceea ce a mai rămas întărește. Întărește. Pentru că Domnul binecuvântează ceea ce a mai rămas. Și știți de unde avem noi speranță în privința viitorului? Pentru că privind în trecut, fiecare putem să vedem în viața noastră mâna lui Dumnezeu. Amprenta lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Putem să spunem cum a spus David în psalmul 124. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, auziți, să nu zică numai fratele păstor, să nu spună numai David, să nu spună numai predicatorul, să spună tot poporul. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, de mult ne-ar fi nimicit, ne-ar fi mâncat greutatea vremurilor și răutatea oamenilor. Am fi fost ca praful luați de vânt, dar Domnul a fost de partea noastră și de asta suntem aici. Și El vrea să binecuvânteze ceea ce a mai rămas. Dacă suntem gata să-i dăm lui. Haideți să cântăm ultima cântare, o cântare ale cărei versuri chiar așa spun: De n-ai fi tu de partea noastră? Ce am fi? Unde am ajunge? Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne ridicăm la închinare. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nici unul dintre noi n-am fi astăzi aici. Haideți să cântăm cu, cu credință. Nu cu nostalgie legată de trecut, nu cu negativism privitor la viitor, și cu credință și cu încredere în Domnul.

Slăvit să fie Domnul! Domnul vrea să binecuvânteze ceea ce a mai rămas. Nu știm cât a mai rămas. Nu știm cât timp mai avem la dispoziție ca să consumăm. Nu știm câte resurse de har El ne mai dă ca să le cheltuim. De sănătate, de înțelepciune, de putere. Dar în lucru știm că Dumnezeu poate să binecuvânteze ceea ce a rămas. Este mare Dumnezeul nostru și îl vedem că e mare și prin modul în care lucrează aici, în biserica aceasta. Îl vedem că e mare prin faptul că văd că s-au întors tinerii noștri și câțiva dintre cei plecați sunt împreună cu noi la închinare. Nu mulți aici, înăuntru, dar cred că au venit toți, da? Sau încă unii sunt pe drum, da, unii încă sunt pe drum. Înțeleg, Domnul să îi aducă cu bine pe toți acasă. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune. Doamne, ne smerim înaintea ta. Cum altfel am putea să stăm în fața și în prezența unui Dumnezeu atât de măreț pe care cerul și pământul nu pot să-l cuprindă? Și totuși, Doamne, Tu ne faci onoarea să stai de vorbă cu noi, să ne bagi în seamă, să pleci urechea la rugăciunea pe care o înălțăm către Tine și să ne tratezi cu atâta gentilețe, cu atâta generozitate și cu atâta har. Doamne, îți mulțumesc că a mai rămas răbdare și har pentru noi în visteria harului tău. Și îți mulțumim că încă ne cauți pe nume și încă ne cercetezi. Și, Doamne, biserica aceasta cu ușile deschise este o dovadă a harului pe care Tu l-ai pentru comunitatea noastră. Cuvântul care se predică de fiecare dată în locul acesta este o mărturie vie că încă Tu ne dorești cu gelozie pentru Tine că încă nu ți-ai încheiat socotelile cu noi, cu generația aceasta de credincioși. Doamne, pentru ceea ce a fost până acum, pe de-o parte îți mulțumim. Suntem recunoscători că ne-ai dat harul să ajungem până aici. Și văzând că suntem de fragili și de vulnerabili, recunoaștem că nu e altceva decât harul Tău. Ne-ai purtat, Doamne, și îți mulțumim că încă vrei să ne mai porți. Pentru ceea ce a fost și a venit din mâna ta, îți mulțumim. Pentru ceea ce am făcut și de multe ori am făcut rău. În seara aceasta ne pocăim. Ne pocăim, Doamne, și ne doare pentru că știm că te-am făcut pe tine să te doară. Primește, Doamne, pocăința noastră și extinde te rugăm harul tău pentru noi și pentru copiii noștri. Doamne, nu știm cât a mai rămas. Nu știm când va fi expirat timpul în dreptul fiecăruia dintre noi. Doamne, cât a mai rămas, dă-ne înțelepciune să știm să trăim pentru Tine. Să știm să trăim avându-te pe Tine în inima noastră. Lăsând ca valorile împărăției Tale să ne modeleze viața. Doamne, nu lăsa ca vrășmașul cel care vrea să ne lase cu sufletul gol, cu mâinile goale, să aibă vreun câștig de cauză în locul acesta. Protejează-ne copiii, Doamne! Încojoare te rugăm cu un zid în această lume atât de ostilă și de rea. Atunci când merg la școală, atunci când nu sunt în orizontul privirii noastre, Doamne, Tu îi vezi, fi cu ei. Pe cei care săptămâna aceasta vor avea examene, te rugăm să le dai înțelepciune pe cei care încă sunt pe drum, venind dinspre Detroit, Doamne, adu-i cu bine și fă ca prezența lor acolo, cuvântul care a fost semănat în inima lor, să ducă rod, rod bogat, roada Duhului Tău, Cel Sfânt. Și Doamne, strânge-ne cu legăturile dragostei. În anul Sfințirii, Sfințește-ne așa cum numai Tu poți să o faci. Purifică, scoate, Doamne, din viața noastră, chiar dacă o să ne doară, chiar dacă o să ne doară scoate tot ce este rău. Și fă ca într-o bună zi, prin harul tău, să putem să ne înfățișăm fără prihană, înaintea tronului slavei tale. Și acum când plecăm de aici, te rugăm să lași ca binecuvântarea ta să ne însoțească mereu. Și harul nespus de bogat și de mare al Domnului nostru Isus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășirea Sfântului Duh, să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și până în vremea veșniciei. Amen. Luați loc. Mult a fost și puțin a mai rămas. Am ajuns la finalul acestei serii petrecute în Casa Domnului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care ați găsit de cuvință să fiți împreună cu noi la închinare. Mulțumim celor care au slujit prin cântare, Domnul să vă răsplătească și cu toată dragostea vă așteptăm la închinare și miercuri seara. Miercuri seara de la orele șase. De la orele șapte, mai iertați. Nu știu de ce, eu am, am, gândul ăsta că Domnul o să se întoarcă pentru ai săi odată când o să fie biserică. Nu știu, am, am, am gândul ăsta, am, am senzația asta pe care o trăiesc, că atunci o să vină, într-o zi când, când, ar trebui să fim aici. Nu știu cum o să facă lucrul ăsta, că pe glob sunt fusuri orare, orare foarte diferite. La unii acum deja e noapte, dar nu știu de ce am, am senzația asta și încredințarea asta. De asta vă spun, nu pierdeți nicio ocazie să fiți în casa Domnului. Acum nu pricepem, dar mai târziu o să înțelegem că mai mult a făcut o zi aici decât o mie pierdute în altă parte. Să aveți o săptămână cu câștig și cu profit spiritual spre slava Domnului Isus. Amen!